Viitorul ulmeni a câștigat clar finala Cupei României după ce a trecut la scor de echipa lui Ceafărul Strâmtura. În partida disputată pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare, formația din Ulmeni s-a impus cu scorul de 7-0, după ce la pauză avea deja un avantaj de 3 goluri. Pentru formația antrenată de Petru Ilieș, Ferraru a marcat de 3 ori, restul golurilor fiind înscrise de Hau și Neme, Tibor, Ota și Chiorean. După cum o arată și scorul final, partida a fost în totalitate la discreția celor din Ulmeni, în timp ce Strâmtura a ajuns rare ori în careul advers. La finalul partidei, jucătorii de la Ulmeni au fost premiați de Cristian Balaj, președintele Asociației Județene de Fotbal Maramureș. În urma succesului din această finală județeană, viitorul Ulmeni va reprezenta Maramureșul în Cupa României la nivel național, urmând să intre în competiție în primul tur al sezonului 2016-2017.